Bună ziua, domnule Ovidiu Raeschi, bine ați venit la noi în studioul PS News. Vă mulțumesc pentru invitație. Am să încep interviul de astăzi direct pe zona electorală. Sunteți candidat la sectorul 5, cu siguranță de data aceasta față de alte momente când se vorbeau de candidaturi numai pe surse. Și v-aș întreba, apropo de acest subiect, foarte direct, PNL-ul și nu neapărat și PSD-ul văd și a anunțat foarte, foarte târziu candidații, total atipic față de campaniile cu care am fost obișnuiți până acum. Unul la mână, am să vă întreb despre această particularitate, și doi la mână, ca o chestiune curioasă, sunteți, dacă nu mă înșel, singurul dintre candidații care a apărut pe surse, care a fost prezent în zona preelectorală, să spunem, și văd că a și rămas pe liste, inclusiv la Primăria Capitalei, domnul Cristian Bușoi, care era omniprezent și despre care se spunea că va fi candidat, n-a ajuns să candideze. Ați avut o relație privilegiată cu conducerea sau care este explicația pentru care, iată, deși ei au fost multe nume, sunteți singurul care a și rămas, s-a confirmat? Aș începe cu prima temă. Cred că e cumva firesc să avem întârzierea asta în acest context electoral, în acest an, pentru că e un moment de schimbare de ștafetă. S-au adunat foarte multe lucruri, s-a adunat pe de o parte o întreagă generație de politicieni care, în loc să vină la muncă în primărie, merg la DNA să dea explicații. Și în al doilea rând s-a adunat un efect de tip colectiv, da, o nemulțumire masivă a publicului la adresa clasei politice și atunci o nevoie de figuri noi. Ori în contextul în care cauți figurile astea noi, în care le pui puțin să se miște prin teren, să vezi dacă au capacitatea să interacționeze cu oamenii, în contextul în care le măsori capacitatea de creștere, le măsori capacitatea de a aduce notorietate, de a câștiga notorietate de 5-10% pe termen foarte scurt, o lună, două, cinci, atunci întârzierea e obiectivă și la PNL și la PSD. În al doilea rând, e și o problemă de, nu de vid legislativ, dar de neclaritate legislativă. Pe de o parte, vrei ca acești oameni noi să se lupte cu monștrii sacri vechi de la egal la egal. Păi cum să se lupte că monștrii sacri vechi au o notorietate de 95% pe care și-au câștigat-o în urmă cu 15 ani, când media arăta într-un anumit fel, da, în care toată lumea se uita la 2-3 posturi și atunci toată lumea cunoaște pe Vanghelie sau pe Piedone. Și astăzi media e mult mai fragmentată, oamenii se uită la 2-3 site-uri și 2-3 televiziuni și atunci e mult mai greu ca oamenii să-l cunoască pe Raeschi la fel cum îl cunosc pe Vanghelie. Ăsta e un al doilea efect. În ceea ce privește candidatura mea, oricât de bine te-ai ști cu conducerea, conducerea într-un partid foarte mare are multe fețe. Pentru că decidenți în problema candidaților au fost liderii de sector, de la sectorul 5 în speță Cristian Olteanu, Alina Gorghiu din partea PNL, care într-adevăr e un aliat important pentru că e parlamentar de sectorul 5 și e foarte aproape de problemă, domnul Blaga. Dar după aia au mai fost două filtre, domnul Orban, care sigur că trebuie să colaboreze cu tine, să te primească în echipă, să se simte confortabil cu tine, reprezentant în zona respectivă, și domnul Predoiu, care e liderul de la București, care și-a asumat o sarcină extrem de dificilă și, cum să spun, cu demisia pe masă, dacă lucrurile vor merge prost în alegerile astea. Deci cu o asumare personală foarte curajoasă pentru un om politic și pentru care cred că trebuie felicitat. Ori în contextul ăsta, repet, oricât te-ai avea tu bine cu 1, 2, 3, dacă nu faci performanță să aduci pe toată lumea alături de tine, adică pe 6-7 decidenți importanti, nu o să mai fi pe listă. Și cred că răspunsul ține de campanie. Campania la fața locului pe care am început-o din vara anului trecut pentru a crește notorietatea și care pare să fi convins fiecare decident din PNL că asta este soluția pentru sectorul 5. Înțeleg. Haideți să ne focusăm tot pe sectorul 5. Aveți un candidat sigur, cu un contracandidat sigur, mă refer la Daniel Florea, un profil oarecum similar ca al dumneavoastră, tânăr, parlamentar, și aveți un
probabil contracandidat în persoana lui Marian Vanghelie, care, chiar dacă n-a făcut-o încă public, cu siguranță s-ar putea să candideze, fie ca, măcar să încurce jocurile. Cum îi vedeți ca radiografie din punctul dumneavoastră de vedere pe fiecare dintre acestea și, până la urmă, dacă vă temeți de vreunul dintre ei? Sau de alt candidat, sigur, vor mai fi și alții de la alte partide mai mici. Intrarea în cursă a lui Daniel Florea a schimbat semnificativ campania de la sectorul 5. În varianta cu Cristi Rizea avem o campanie exotică și dură. O campanie în care, pe de o parte, candidatul PNL alerga pe un culoar al mesajului constructiv și civilizat, dacă vreți, și pe de altă parte, Vanghelie și Rizea se luptau în niște mesaje mai dure, în niște tehnici de campanie mai băiețești, așa. Daniel Florea face parte dintr-o categorie de politicieni civilizați, rasați pe zona parlamentară, cu interese pe zona de relații internaționale, deci nu vom mai avea o campanie de genul ăsta. PNL-ul și PSD-ul vor lupta pe, sper de la Daniel, eu când am discutat cu el așa se angaja, vor lupta strict pe teme de administrație. Acum ce va face domnul Vanghelie? Sper să se alăture și el acestei variante mai contemporane de campanie electorală. Avem o luptă, e limpede, pe un pol social-democrat, dacă vreți, pe un pol de stânga, care se va duce între Vanghelie și Daniel Florea. O luptă pentru un electorat de 40-50%. Pe de altă parte, avem un electorat de dreapta, care întotdeauna a fost greu de măsurat în sectorul 5, pentru că Vanghelie a știut în ultimii 15 ani să dea impresia că dreapta nu-și dorește cu adevărat să câștige acel sector, că există un blat între dreapta și Vanghelie și atunci oamenii au ieșit la vot. Sebastian Bodu, acum 8 ani, cred, a reușit un 46% versus 54% al Vanghelie, ceea ce pentru momentul respectiv, cu Vanghelie plină forță politică, n-a fost rău. Dar și atunci totuși partidul a fost relativ demobilizat, dreapta a fost relativ demobilizată. Deci ceea ce noi vrem să vedem de fapt este cât de puternică e cu adevărat dreapta, opțiunea liberală în sectorul 5, în condițiile în care oamenii chiar au o opțiune și oamenii chiar sunt convinși că nu-i vorba de niciun blat și de nicio înțelegere la mijloc. Pentru că categoric nu mai poate să facă nimeni afaceri politice cu Marian Vanghelie. Soluție limpede, să te lupți pentru a scoate stânga de acolo, din punctul meu de vedere, pentru că ce a făcut stânga în ultimii 15 ani în sectorul 5 a fost practic să scoată sectorul din București aproape. Sectorul 5 este un sector care se află pe ultimul loc în aproape toate statisticile și în timp ce toate celelalte sectoare merg înainte, termină de renovat blocurile, au infrastructură, toate au metrou și sectorul 6 își termină metrou cu toate întârzierile, sectorul 5 n-are. Sectorul 5 n-are parcuri care să aibă bănci, are doar niște spațiu verde și vreo, nu știu, 30 de bănci în toate parcurile din sectorul 5. Și asta vine după 15 ani de stânga în care s-a ales în locul dezvoltării varianta cu ajutorul social. Ajutorul social, din păcate, nu lasă urmă în infrastructură. Ați fost implicat în, apropo de modul acesta mai mult sau mai puțin curat sau murdar de a face campanie, ați fost implicat într-un episod nu tocmai plăcut. Mă refer la faptul că ați mers într-un cartier al sectorului și acolo niște cetățeni de o anumită etnie, nu neapărat că v-au agresat, dar v-au huiduit, au țipat, au făcut atmosferă. Unul la mână, cum sunteți pregătiți să preîntâmpinați astfel de episoade dacă cel puțin unul dintre contracandidați va apela la ele? Și doi la mână, cum vedeți varianta de a câștiga totuși acel electorat? Pentru că vrei, nu vrei, trebuie să mergeți și la cei oameni să le explicați oferta noastră politică, nu? E o ocazie bună să lămuresc evenimentul respectiv, pentru că s-a comunicat fals pe povestea aia într-o parte de media și, păcat, nu atât din punctul de vedere, că să știți că efectele n-au fost atât de rele pe cât s-așteptau unii. E păcat în ceea ce privește imaginea zonei. Eu am răspuns atunci unei invitații făcute de un ONG, un ONG format din oameni pasionați de București, Bucureștiul meu drag se cheamă, care săptămânal
descoperă o zonă a Bucureștiului, luând la pas zona respectivă. M-a invitat pe mine în sectorul 5, habar n-aveam care-i traseul și nu m-am dus în calitate de politician, m-am dus în calitate de om cu, cum să spun, cu pasiune în zona istorică și legată de dezvoltarea urbanistică, fără să știu traseul. Mergând după vreo oră jumate de stat în ploaie, că era o zi mai friguroasă, pe una din străzile din Ferentari, intrasem deja în Ferentari, veneam dinspre sectorul 4, am văzut un dispozitiv pregătit, l-am recunoscut imediat pe președintele executiv, la acel moment suspendat, tocmai îl suspendase domnul Dragnea al PSD sector 5, domnul Rafael, care era însoțit de un cameraman profesionist și de o mică divizie de cuiduitori, care nu știau încă pe ce să cuiduie și să interesau care e Raiețchi, femeile în față și bărbații în spate și un taxiu cu niște băieți ascuns și mai în spate în cazul în care noi am fi reacționat violent. Singura soluție logică într-un scenariu de genul ăsta, în care e limpede că e vorba de o înscenare și în care e limpede că își doresc o escaladare pentru a o filma, era să scoatem oamenii respectivi de acolo, cei care mă însoțeau, pentru că nu aveau nicio legătură cu lupta politică. Doi dintre ei, o fată începuse deja să plângă, un domn era în pragul unui atac de panică și îmi spunea să sun la poliție, drept pentru care am făcut singurul lucru pe care puteam să-l fac fără pagube colaterale. Am mers mai departe. N-am încercat să violentez pe nimeni, n-am încercat să am un dialog, pentru că nu venisem pentru un dialog cu oamenii respectivi. Oamenii respectivi nu vreau un dialog cu mine, vreau doar să filmeze scena în care penelistul e huiduit ca să o dea mai departe în presă. Am ieșit de acolo, am suportat o zi de povești cu deputatul Dubai, care a venit în excursie în sectorul 5. Lucrurile au trecut, oamenii s-au lămurit ce s-a întâmplat. Nu așa reacționează oamenii din sectorul 5. E o imagine falsă care se cultivă tocmai pentru a izola zona respectivă. Nu, voi nu intrați aici, aici e locul nostru, aici o să fiți bătuți, aici o să vă huide lumea. Eu sunt acolo în sectorul 5, inclusiv în Ferentari, sediul meu e în Ferentari, sediul meu de cabinet parlamentar, de 7-8 luni și n-au avut niciodată vreun incident, în afară de acest incident filmat pe o cameră profesionistă cu traveling, care ne-a însoțit tot drumul și cu indicații regizorale. Filmează sus, filmează pe aia. Și credeți că totuși puteți câștiga voturile oamenilor dincolo de aceste șicane care ar mai putea apărea în campania electorală? Să nu? Știți că unul din principalele lucruri care mă lupt, și mă lupt sincer și pasionat, este clișeul cu sectorul 5, care e lumea a doua, și oamenii din Ferentari care nu răspund decât la pachete și la telefoane mobile. Bine, este un sector al extremelor, ca la fel de bine ai și Cotroceni, o zonă cu vile, case și nici populație nu discut de zona de Cotroceni, de Panduri, de 13 septembrie, unde ai un anumit profil sociologic, de oameni cu educație și așa mai departe. Nu, dar în Ferentari și în Rahova am întâlnit, mergând acolo, oameni impecabili. Indiferent de nivelul de educație, că sunt oameni cu 4 clase, că sunt oameni cu 8 clase, am auzit la ei aceeași abordare pe care o auzi la un profesor universitar. Ne-am săturat de povești, n-am cerut niciodată ajutoare sociale, am cerut infrastructură pentru copiii noștri. Noi putem să fim o generație de sacrificiu, că înțelegem că, cum să spun, nu o să ne poată da nimeni 1000 de euro pe lună peste noapte, dar vrem să creăm pentru copiii noștri. Și ăsta e și mesajul dreptei. Sunt oameni în Ferentari, vă repet, nu glumesc, există pe contul de Facebook zeci de povești de genul ăsta, care sunt pregătiți și vor schimbare. Trebuie doar să creadă că e o alternativă reală și să nu stea acasă în ziua votului. Tot legat de campania electorală, ar trebui să vedem o chestiune simbolistică în faptul că în staful dumneavoastră de campanie există și foști consultanți al lui Traian Băsescu, de exemplu? Staful meu de campanie, să știți că nu e închis. Încă lucrăm să aducem toți oamenii din PNL aproape de noi. Mai sunt oameni, și cred că va mai dura 2-3 săptămâni,
Sunt oameni care vor să vadă, au vrut să vadă finalizat acest proces de nominalizare a candidatului și care, după toate emoțiile competiției interne, vor veni alături de noi în următoarele două săptămâni. În stafful meu de campanie nu există niciun om din zona Băsescu. E posibil să existe colaborări ale sectorului, ale filialei sectorului 5 cu oameni din zona Băsescu, dar vă spun sincer că nu mă deranjează lucrul ăsta. Să vă dau și nume ca să vă ajut. Pentru că, vă rog, Cristian Hrițuc? Nu mă deranjează lucrul ăsta pentru că avem nevoie de voturile băsiștilor și va trebui să transmitem mesaje pentru băsiști. Lupta în sectorul 5 cu Marian Vanghelie și cu Daniel Florea se va da pe 2-3%. Dacă aceste 2-3% vor fi pierdute pentru că merg la candidatul PMP, atunci, cum să spun, nu o să mierd niciodată faptul că, indiferent de părerea mea despre domnul Băsescu, nu le-am transmis admiratorilor lui că eu vreau să reprezint acolo politici de dreapta cu care cândva, în vremurile mai bune ale dânsului, să confunda și domnul Băsescu. Vă propun să facem un joc de imaginație și să ne închipuim că ați câștigat alegerile la sectorul 5 și că ar trebui să alegeți primul lucru, unul singur, o să vă rog să nominalizați, deși știu că o să-mi spuneți că sunt multe de făcut, pe care l-ați face în calitate de primar al sectorului 5 pentru oamenii de acolo. Prioritatea absolută pentru oamenii de acolo este reabilitarea blocurilor. Este sectorul care are cele mai mici progrese, este sectorul unde oriunde mergi pe stradă, oamenii spun că nu mai vor să audă de politică pentru că-s mințiți de ani de zile că blocul lor e pe listă și că urmează să intre pe listă. Și din păcate e locul unde avem doi oameni care au ajuns la DNA pe subiectul reabilitărilor pentru șpăci menite să favorizeze o zonă sau alta, un bloc sau altul. L-avem pe domnul Vanghelie cu dosar exact pe subiectul ăsta și acum o săptămână, dacă ați urmărit cazul Murgeanu, nu, un om din primăria sectorului 5 arestat pe acest subiect. Deci categoric, orice aș vrea eu să fac, presiunea publică e foarte mare pe acest domeniu, asta va fi prioritatea. Iar din punct de vedere administrativ, categoric, o schimbare totală instituțională în primărie, pentru că primăria e nefuncțională din punct de vedere birocratic. Sunteți parlamentar. Veniți acum peste două luni și cereți voturile unui segment de populație din sectorul 5. Întrebarea mea ar fi, în calitate de parlamentar până acum, numiți unul sau câteva lucruri pe care le-ați făcut pentru oamenii din sectorul 5. Să știți că de 7-8 luni asta a fost și problema pe care eu mi-am pus-o. Eu sunt parlamentar de diaspora. 3 ani am muncit pentru oamenii din diaspora, am 50 de proiecte de lege pentru diaspora. Din momentul în care am început să lucrez și pentru oameni din sectorul 5, evident că am asimilat problemele lor. Am proiecte special pentru oamenii din Ferentar care țin de zona socială, proiecte legislative care se află acum în Parlament și care se ofere, de exemplu, copiilor din Ferentari capacitatea de a primi ca hrană zilnic proteine. Copiii din Ferentar, după cum bănuiesc că ghicim cu toții, supraviețuiesc numai cu carbohidrați din cele mai ieftine alimente pe care și le permit părinții. Ori asta înseamnă boli, asta înseamnă o capacitate minimă de efort intelectual și copiii aia merg la școală. Adică știu cazuri de premianți cu record în zona olimpică care trebuie să supraviețuiască cu un meniu format din două pâini și niște cartofi zilnic. La fel de bine am înțeles problema blocurilor care prezintă pericol public zero maxim, am înțeles-o în sectorul 5, care e sectorul cu cel mai mare grad de risc seismic din capitală, mai mare chiar decât sectorul 1. Avem un bulevard de Elisabeta, de exemplu, unde acum 3 săptămâni a căzut un balcon. N-a așteptat să vină marele cutremur. Deja pericolul public este zilnic, atât de gravă este situația acelor clădiri. Și pentru asta am venit cu un proiect de lege prin care să tăiem odată nodul gordian care stă de 20-15 ani în ridicat de numeri, pentru că nimeni nu își asumă de fapt marea problemă care e în legislația asta de reabilitare seismică, și anume să putem trece peste acordul fiecărui proprietar în parte.
De ce? Pentru că foarte mulți proprietari care se opun, de fapt nici măcar nu sunt în țară. Am nenumărate cazuri în sectorul 5 de clădiri în care 99% din proprietari vor să-și reabiliteze imobilul, sunt dispuși chiar să plătească pentru asta, au pierdut afaceri care funcționau la parterul blocului după ce a venit legislația aia post-colectiv, le-a fost închisă afacerea, deși vroiau să reabiliteze, dădeau bani pentru asta. Și nu pot din cauza... Exact, pentru că e un vecin la etajul 10, care este un domn din Iordania care a cumpărat apartamentul pentru business, dar el locuiește în Belgia și nimeni nu poate să dea de el. Ori procedura citării lui e obligatorie și procedura semnăturii lui e obligatorie. Și atunci noi stăm pe loc și când o să cadă peste noi, Doamne ferește, la următorul mare cutremur, sute de clădiri și vom avea mii de morți, o să ajungem iară în situația în care am fost în cazul colectiv. De ce n-au făcut autoritățile nimic, și am știut de problemă și așa mai departe? Pentru că nimeni nu și-a asumat partea asta de legislație. V-ați ocupat de diasporă, acum vă focusați pe sectorul 5. De ce ați ales 5 și nu 6 sau orice alt sector și 2 la mână? Ce vă recomandă? Aveți un background, locuiți în sector sau de ce l-ați ales pe acesta și nu un altul? Pentru că locuiesc în sector, pentru că m-am născut în sectorul 5 și pentru că e cea mai importantă luptă simbolică, dacă vreți, pe care o vom vedea anul ăsta în București. E o luptă nu doar împotriva unor adversari, e o luptă împotriva, așa cum spuneam, simbolului neputinței modernității politice în sectorul 5. Nu se poate în sectorul 5 câștigi doar dând ajutoare sociale. Nu e așa. Ce mă recomandă? Mă recomandă disponibilitatea, dacă vreți, de a trece peste toate aceste clișee care spun zilnic, trebuie să te îmbraci în pulover dacă ești, vrei să fii primar, trebuie să arăți că tu pui gardul și bați cuiul direct. Nu e așa. Nu cred că la 25 de ani după Revoluție mai merg astfel de clișee. Avem alegători deștepți peste tot în capitală, nu doar în sectorul 1, în egală măsură și în sectorul 5. E o zonă culturală foarte puternică, sectorul 5, în care avem Parlamentul, Catedrala Mântuirii, biserici extraordinare, opera. Și oamenii nu așteaptă un politician în pulover care să bată cuiul direct. Asta în perioada de campanie electorală, că vom ajunge pe la DNA după ce a jucat puțin teatrul ăsta, ci așteaptă un om care să le propună o viziune, o viziune de dezvoltare și care să fie capabil să-i reprezinte și care să fie capabil să aducă investiții acolo. Ori, deși am început de vreme meseria asta de parlamentar și deși mi-a fost poate greu un an să reușesc să reprezint cu succes România prin tot felul de parlamente din Europa și din țările arabe unde a fost zona mea de predilecție, am învățat să o fac și cred că pot să reprezint civilizat nu doar țara mea într-un astfel de parlament și în dialoguri cu parlamentarii și cu parteneri internaționali, cred că pot să reprezint și sectorul 5 la fel de bine și cred că pot să-i propun sectorului 5 un proiect de dezvoltare care să schimbe în 1-2 ani imaginea sectorului. Sectorul 5 este pe nedrept, datorită unei alegeri politice asumate de domnul Vanghelie, asociat cu distracția pe banii publici și cu zona pauperă. Nu, sectorul 5 este sectorul, istoric vorbind, în care s-a născut Bucureștiul, da? Bucureștiul a apărut la acea curte domnească pe malul Dâmboviței, unde e dealul Arsenalului, unde începe sectorul 5, unde e Casa Poporului în momentul de față. Acolo avem mănăstirile care au ținut vie continuitatea bucureșteană, mănăstirea Antim, Biserica Domnița Bălașa. Aia e zona de referință a sectorului 5, nu ceea ce a vrut domnul Vanghelie să stoarcă din sector ca să aibă asigurate voturi. Și oamenii care cred asta și știu asta de 15 ani și suportă de 15 ani eticheta de ăla din sectorul 5, care nu e ca noi din sectorul 1, cred că vor înțelege proiectul ăsta. Și vă spun și în termeni pragmatici de ce. 10% din firmele care plătesc taxe și impozite în sectorul 1 le plătesc în sectorul 5. De ce? Pentru că
toată lumea asociază sectorul 5 cu ferentariu, cu nesiguranța, da? E sectorul ăla, cu corupția, e sectorul cu cea mai mare densitate de politicieni arestați în ultimele luni și atunci nimeni nu vrea să-și deschidă un sediu în sectorul 5. Cine vrea să scrie pe fișa lui fiscală sectorul 5 sau pe cartea lui de vizită când o dă un partener? Toată lumea vrea în sectorul 1. Ori bugetul, de asta e bugetul sectorului 5, un sfert în bugetul sectorului 1, pentru că nu se plătesc taxe și impozite în sector. Ca să aduci investitorii, trebuie să schimbi imaginea. Ați provocat. Care este bugetul sectorului 5? Să știți că, dacă nu l-a ști, aș avea o explicație foarte simplă. Și explicația de aia v-am și întrebat. Să luptă lumea de ani de zile să devină public bugetul sectorului 5, să fie pus pe internet. M-am luptat și eu o vreme și am aflat că eu undeva îl estimez undeva la 150-180 de milioane de euro. Dar o informație oficială, parafată, ștampilată, nu există. Trebuie să ajungi în primărie ca să știi ce au făcut oamenii aia 15 ani acolo și au ascuns foarte, foarte bine în statistici. Și l-ați aflat din primărie răspunsul ăsta? L-am aflat, cred că da, pe surse de la niște consilieri din primărie. De altfel, informația publică, foarte bine a spus, nu există nicăieri. Exact. Și prin niște deducții care țin și de bugetul altor sectoare, prin comparație cu cei la 4, cu cei la 6, am putut să deducă eu undeva în zona asta și tot pe surse am aflat că acest buget de 150 de milioane de euro anual i-a manetat pentru următorii 2 ani integral pentru un credit făcut la BCR, cred, pentru niște străzi care au fost mai scumpe, au mai crescut prețurile de la o zi la alta și atunci în momentul în care o să începi, pe lângă faptul că tu nu știi bugetul, o să vină și domnul de la bancă să spună: a, da, bugetul tău e ăsta, dar vezi că trebuie să mi-l dai mie în următorii câțiva ani. Dacă tot ați intrat și aveți surse în primărie, poate ne spuneți și nouă cum este cu subcomisia locală de fond funciar, cum funcționează ea la sectorul 5. N-am surse atât de bune în primărie. Am o grămadă de plângeri că tot ce înseamnă autorizație, tot ce înseamnă retrocedări, tot ce înseamnă deschiderea cetățenilor de a construi, se blochează în condiții legale a cetățenilor, se blochează de o birocrație nefuncțională, de o birocrație coruptă și de o birocrație care de fapt nici măcar nu vrea să răspundă la sesizări. Am făcut eu însumi sesizări pentru două cazuri. Un caz în care un cetățean avea drepturi asupra unui spațiu, vrea să construiască, numai că i s-a spus că spațiul ăla reprezintă nu știu ce obiectiv strategic, zonă verde protejată, deși în jur peste tot erau case, adică n-a avut voie. Ulterior am aflat tot pe surse că de fapt erau niște intenții de investiții ale fostului primar acolo. Nu mi-a răspuns să nimeni oficial. Mă lupt de asemenea de 3 luni să înțeleg și eu de ce o construcție care se face acum pe strada Sabinelor, care are autorizație doar pentru, nu știu, 5 etaje, are de fapt 7 etaje și o mansardă, dar din nou nu-mi răspunde nimeni de la primăria sectorului. Probabil că vor veni inspectorii și vor da niște amenzi grase acolo. Au venit inspectorii și au amenințat cu o amendă pe cel care a făcut plângerea, că n-are nu știu ce plasă despărțitoare față de construcție. Am înțeles. V-aș ține tot în zona cifrelor și v-aș întreba care este bugetul ăsta de campanie personal și de unde provine el? Există două faze într-o campanie. Există faza campanii efective, unde bugetul este același pentru toți candidații la sectoare. 23.000 de euro plafon maxim, bani care vor veni de la candidat. Candidatul împrumută acești bani sau i-are în economie. Eu nu i-am în economie, eu voi contracta un împrumut, pot să o fac și de la o bancă, ofer banii ăștia filialei, se fac cheltuielile, vine statul, controlează fiecare cheltuială în parte și pe urmă restituie candidatului suma de 23.000 de euro maxim pe care a avut dreptul să o cheltuiască. Deci, prin lege, îmi place sau nu, asta am decis și eu votând legea asta, ca să nu mai avem cheltuieli din alea de sute de mii de euro, maximum e ăsta și îl oferă statul român, îl oferă contribuabilul român. Eu o să încerc să țin cheltuielile cât mai jos ca să iau cât mai puțin din buget. V-am întrebat degeaba, pentru că sunteți în momentul de față prezența, să spunem, cel mai vizibilă în sector. Mă refer la corturi, panotaj, tot ce se poate. N-am corturi și n-am panotaj.
Sunteți prezent în sector, față de PSD, cel puțin în momentul de față. Vă mărturisesc că m-am plimbat prin sector și n-am văzut nimic. E drept, i-au anunțat foarte târziu, probabil și din cauza președintelui Cristian Rizea, care s-a trezit peste noapte că nu mai este candidat, dar nu sunt vizibili sub nicio formă. Pe noastră vă găsim pe sector. Sunt oameni care merg, vorbesc cu... Da, oamenii care merg și vorbesc, fac parte din echipa partidului, nu sunt oameni plătiți pentru asta. Singura noastră investiție în precampanie au fost două flyere pe care au costat în jur de, nu știu, 500 de euro per producție și pe care am suportat eu din banii mei. Asta a fost singura investiție în campanie. În rest, nu am corturi în momentul de față, nu am banere. E posibil ca să vedem într-o săptămână, două, pentru că au ieșit toți ceilalți, vor ieși cei de la PSD și nu pot să stai și să spui ei fac, eu sunt curat. Mai ales că mi-ați furat startul prin faptul că partidul v-a lăsat să candidați. Așa. Deci un avantaj strategic. Dar banii respectiv nu vor veni, sunt asigurați de partid prin contribuțiile fiecărui om în parte, consilierii locali, consilieri generali care participă la campanie. Ultima întrebare legată de campania electorală. Pe o scară de la 1 la 10 astăzi, care credeți că sunt șansele ca dumneavoastră să fiți viitorul primar al sectorului 5? Șansele ca eu să fiu viitorul primar, vă răspund ca sociolog, ca politolog, sunt de 9 din 10. De ce? Pentru că în mod normal va fi o luptă pe bazinul de stânga între Marian Vanghele și Daniel Florea. Ei vor capacita fiecare în jur de 25% din acest electorat, plus minus. Vanghele va începe mai sus, va începe undeva la 32%. Va coborâ pentru că Daniel Florea e un om cu acces și cu acces la televiziuni și cu discurs, da? Vor egaliza undeva, în timp ce capacitatea noastră e de vreo 30%. Dacă nu se întâmplă un accident strict de demobilizare a oamenilor dreptei, care ține, nu știu, de o zi splendidă la munte, știți că oamenii de dreapta mai merg la Sinaia în weekend și așa mai departe, în mod normal, pe această luptă politică Vanghelie-Florea, care n-au cum să ajungă la o înțelegere totuși, pentru că acolo un echilibru Dragnea-Vanghelie care nu-i lasă să facă un deal politic, dreapta va câștiga. Deci sunteți convins că informațiile pe surse legate de candidatura lui Marian Vanghelie se vor concretiza? Mai mult decât informațiile pe surse sunt foarte exacte, adică știm și numărul de voturi pe care le-a strâns Vanghelie și strânge și e un bun organizator, chiar și așa cu mâinile legate, hai să spunem, la figurat. Dar e vorba de logică. Gândiți-vă la următorul scenariu. Sau să vă propun și eu un joc de imaginație, deși nu e unul foarte plăcut. Ai cel puțin un dosar greu. Știi că pe dosarul respectiv, unde sunt probe beton și nu doar înregistrări, probe contabile și așa mai departe, o să intri în închisoare teoretic destul de mult timp, da? Procentul DNA e de vreo 95% de condamnări. Ce faci? Faci o înțelegere cu PSD-ul sau vrei o înțelegere cu PNL-ul că să-ți promite ei ce? Că o să fie bine peste 5 ani când o să ieși? Nu. Singura variantă a lui Vanghelie e aia bărbătească. Să câștige și să, cum să spun, să se ducă să își spășească greșeala de pe cai mare, arătând că de la primărie la pușcărie. Adică. De la primărie la pușcărie. Psihologic nu văd o altă variantă. Vanghelie nu e un inocent care să creadă că dacă o să facă un troc politic cu PSD-ul, cu PMP-ul, cu PNL-ul, cineva o să-și mai aducă aminte de el peste 4-5 ani când o să se întoarcă în politică. Nu. El vrea să își ducă partidul, PSD-ul ăsta, în Consiliul Local să impună, da? El visează că obține 35%, să spunem. Asta înseamnă că bagă niște consilieri importanți în primărie și că nu se poate face nimic fără oamenii lui. Și atunci va forța aducerea acestor oameni în primărie. Probabil că e conștient că va lipsi câțiva ani dintre noi, dar când se va întoarce, va reveni, nu, în politica mare pe cai. Eu îl înțeleg psihologic. Ai nevoie de o ultimă dovadă de forță și de bărbăție. Pentru că ați reprezentat diaspora și evident că ați fost foarte atent la semnalele din afara României, n-am cum să nu vă întreb astăzi, iată, la
câteva, foarte puțin timp după această tragedie din Belgia, de la Bruxelles. Cum se vede prin prisma noastră această vulnerabilitate pe care pare să o aibă astăzi întreaga Europa? A fost Franța, a fost Marea Britanie, a fost acum iată Belgia. Ce să mai înțelegem în ceea ce privește acest exod al populației musulmane în Europa? Vedeți, exodul ăsta toxic, în sensul în care a creat personajele astea, n-are loc acum. A avut loc în urmă cu zeci de ani, când părinții atentatorilor de astăzi s-au stabilit în Franța, în Belgia. Să înțelegem că Europa e nepregătită și că e în fața unei provocări istorice. Provocări istorice cu care o civilizație se întâlnește foarte rar și dacă nu răspunde corect la ea, se prăbușește. S-a prăbușit el Imperiul Roman, care domina categoric Europa și nimeni nu-și închipuia că poate să cadă așa, în câțiva zeci de ani. Avem o problemă în Europa pentru că ne-am obișnuit să aibă alții grijă de noi. Deși a fost un continent măcinat de războaie în secolul 19, 18, religioase, mă rog, ne-am ucis, naționale, ne-am ucis în toate felurile, de până în secolul 19, hai secolul 20, ne-am cam lenevit în materie militară noi europenii. Am auzit că ne apără fie rușii, fie americanii și nu mai investim în bugete, ăsta e adevărul. Suntem un continent foarte social, foarte comod, în care banii merg către drepturi, către pensii, către tot soiul de asigurări sociale, ceea ce e firesc, dar nu mai merg către pregătire militară, către oameni adecvați. Vrem să ne facă americanii serviciile astea și lucrul ăsta se vede. În al doilea rând, și ajung la acea idee de provocare istorică de care vorbeam mai devreme, războiul a devenit un război asimetric și a ajuns pe teritoriul nostru. Știam că e asimetric din Irak, știam că e asimetric din Afganistan, că nu te mai lupți armată cu armată, că te lupți armată cu un specialist în război din ăsta de gherilă, care arată ca orice alt cetățean, dar care dintr-o dată sare în aer. Avem un război asimetric pe terenul nostru și nu știm cum să reacționăm. Nu avem armate utile în 1945 într-un război de linie. Nu știm cum să facem față unui personaj care intră într-un aeroport cu o bombă la el, decât în momentul în care ajunge să facă check-in-ul. Până atunci, el poate să arunce pe oricine în aer. Ori lucrurile astea sunt cunoscute totuși de alte țări mai de mult. Mă gândesc în Israel, de exemplu. Eu sunt și parlamentar de, fiind de Orientul Mijlociu, sunt și în Israel. Și în Israel nu s-ar fi putut întâmpla acest atentat, pentru că există filtru. Pe lângă filtrele în drum spre aeroport, în care ești scanat pe retină de 10 ori ca să fie sigur oamenii că nu ești în vreo stare de stres, în secunda în care deschizi ușa aeroportului, există un specialist care știe să te evalueze din priviri, știe să vadă cam din ce zonă vii, cam ce intenții ai, cam cât de stresat ești, care își cere actele. Acei oameni nu ar fi ajuns acolo dacă ar fi existat un sistem de acest tip. Trebuie să ne reîmbărbătăm din punctul ăsta. Putem să considerăm România o țară norocoasă prin prisma faptului că n-a fost până acum, de atât 2-3 generații în urmă, o atracție pentru astfel de migranți? Putem să considerăm România o țară norocoasă, nu pentru că n-a fost o atracție pentru astfel de migranți, ci pentru că are o relație foarte inteligentă cu țările arabe, are servicii de informații bune, care trebuie să ajutate în continuare și are totuși parteneri și culege roadele unei politici pe care a făcut-o paradoxal, Nicolae Ceaușescu, înainte de 89, arătând acea deschidere, sigur, care era la modă în tot blocul estic față de țările arabe. Noi avem beneficiu că mii de studenți din zonele respective au venit la București să facă medicină, inginerie. Vă pot spune, de exemplu, că în Iordania, unde am mers de 2-3 ori,
tot Ministerul Sănătății, tot Ministerul Sănătății e educat în România, vorbește română și singurele lor probleme sunt regionale. Unii au învățat la Iași, unii au învățat la Cluj și au rivalități din astea regionale românești. La fel s-a întâmplat cu o generație întreagă de iracheni și irachenii ne-au ajutat când curăpirea din Irak. Cei care studiase în România, nu cei care, mă rog, erau pe la noi pe aici și care gândiseră răpirea efectivă. Avem oameni din Siria, foarte mulți, care au studiat în România. Oamenii ăștia și-au făcut familii în România. Copiilor sunt copii cu dublă cetățenie de cele mai multe ori. Ei au o relație emoțională onestă, sinceră cu România și își doresc ca țara asta să fie protejată de evenimente de acest gen. Și oamenii ăștia, să știți că, după părerea mea, colaborează cu serviciile române ca să țină România liniștită și cred că în momente în care poate și noi am fost vizați, ne-au fost de ajutor. Gândiți-vă Turcia, da? Care e o țară de care ne desparte doar Bulgaria. Câte atentate a avut în ultimele 3-4 luni? Practic pare destabilizată, pare noua Sirie, în 5 ani se poate ajunge peste noapte într-o situație de criză. Gândiți-vă că Bulgaria a avut în urmă, cred că cu vreo 4-5 ani, un atentat foarte grav în care a fost țintit un autocar de turiști israelieni. Puțin mai sus de noi, Ucraina total căzută pe un război civil, Iugoslavia în dreapta noastră la fel. România a rămas neatinsă. Și să știți că e și rodul acestei relații cu țările arabe, pe care eu cred personal că trebuie să o cultivăm în continuare, pentru că ne-a fost de folos. O ultimă întrebare la interviul de astăzi. Aveți un proiect personal la care țineți mult, s-a mediatizat și pe care și șanse să se concretizeze probabil la un moment dat. Mă refer la dărâmarea zidului sau gardului de care înconjoară Casa Poporului. De ce v-a atras proiectul ăsta și de ce credeți în el? În esență, ar părea că nu rezolvă problemele reale ale Bucureștiului, traficul, eu știu, spațiile verzi și așa mai departe. O să spun cuvântul pe care am învățat să-l folosesc, că dărâmare sună negativ. Pe bună dreptate e posibil să nu fie nevoie să-l dărâmi. Unii spun că dacă-l dărâmi o ia dealul la vale. Hai să-l deschidem. Pur și simplu facem 20-30 de porți de acces și dăm oamenilor voie să treacă de acele ziduri fără să mai stăm cu mitraliera la ușe. De ce m-a atras? Pentru că în momentul în care am început să mă gândesc la dezvoltarea urbană a sectorului 5, am înțeles că un întreg cartier din sectorul 5, fost Uranus, a fost pus la pământ de Ceaușescu și după ce a fost pus la pământ, ce s-a întâmplat? Casa Poporului a fost înconjurată de cel mai mare perimetru de siguranță din istoria vreunui parlament, poate Corea de Nord să fie o pază ceva mai strictă, da? E un perimetru de siguranță de vreo 30 de hectare, ceva de genul ăsta, ca să ne apere de cine în orice alt parlament. Paza începe unde începe clădirea efectivă a parlamentului sau, nu știu, un zid cu 10 metri mai în față. Și știți bine că au fost foarte multe cazuri când au venit oieri, mineri peste noi să ne ceară socoteală și au sărit gardul. Adică mi se pare logic să poți să sari într-un perimetru atât de mare, n-ai cum să păzești fiecare bucățică din gardul respectiv, tot cu dispozitivul de jandarm din jurul obiectivului efectiv stai. Ei bine, sunt 40 de hectare care stau degeaba acolo, într-un spațiu fundamental al capitalului, unde ai putea să faci, să rezolvi zeci de probleme de spațiu pe care le ai. Gândiți-vă că ai Parcul Izvor, care tot distrugerea Uranusului înseamnă și care stă degeaba, că ați văzut, n-avem copac acolo, n-avem niciun element de infrastructură. În cealaltă parte a Parlamentului este ceea ce se cheamă Casa Academiei, o clădire dată care trebuia să fie a vreunui minister ceaușist, dată Academiei Române, dar care e terminată în măsură de 50% și în jurul ei există un maidan care e printre cele mai neîngrijite din București. Acolo ultimii câini ai Bucureștiului ăștia, supraviețuitori, acolo sunt. Deci nimeni nu vrea să aibă grijă de spațiul ăsta. Spațiul ăsta ne rezolvă totuși problema
iată, parcurilor. Avem noi în sectorul 5 cel mai puțin spațiu verde. Că există capital. Și o teorie potrivit căreia unii ar putea interpreta, domne, radem ca să construim. Ori dacă o transformăm în interes imobiliar toată această arie, nu știu, nu, dacă... Proiectul meu e foarte clar. De fapt, nu e al meu. E proiectul unui arhitect român foarte cunoscut, printre cei mai apreciați arhitect român, se cheamă Dorin Ștefan, care a propus de în urmă cu 10 ani împădurirea întregi aceste zone care aparțin vechiului Uranus. Casa Academiei, Parcul Parlamentului, Grădina Arsenalului, care e în momentul de față închis accesului public, și Parcul Izvor. Deci explicit acolo vedeți o zonă verde, cu acolo parci, văd, cu băncuțe, cu... Acolo văd ceea ce se cheamă Marea Grădină Centrală a Capitalei, cu, care e gândită de Dorin Ștefan ca un soi de pădure din asta englezească, cu alei care refac vechile străzi ale Uranusului, care păstrează cumva și farmecului, farmecul vechiului cartier distrus de Ceaușescu. Ăsta e proiectul. Orice s-ar întâmpla, măcar o parte din Parlament, trebuie să o deschidem, pentru că a spus-o și domnul Zgonea că vrea să o facă. A venit cu Barosu, nu? Cu Roger Waters de la Pink Floyd și a spus o să dărâmăm zidul. Și nu s-a mai întâmplat nimic 3 ani. Au spus-o și doamna Anastase și a exprimat deschiderea și nu s-a mai întâmplat nimic. Ce îmi doresc este să punem săptămânal presiune printr-un eveniment, printr-o declarație ca asta, astfel încât decidenții politici fie să o facă odată, fie să vină să ne spune de ce nu pot să o facă, că sunt tot felul de mituri urbane, că o ia dealul la vale, că e nu știu ce obiectiv strategic și trebuie păzit cu un gard imens în jur. Haideți să știm, nu? Vă doresc succes cu acest obiectiv și cu candidatura de peste 2 luni. Mulțumesc mult și mulțumesc pentru invitație. Cu drag.